La vederea oamenilor legii, bărbatul a devenit violent și a încercat să lovească cu o sapă pe unul dintre polițiști. După efectuarea somației legale, cel de-al doilea polițist a executat cu armamentul din dotare două focuri în plan vertical. Pentru că bărbatul era în continuare violent, polițistul a tras trei focuri de armă către acesta, iar agresorul a fost rănit în genunchi. Polițiștii au acordat bărbatului primul ajutor până la venirea ambulanței. A fost transportat apoi la spital pentru îngrijiri medicale, iar poliția îl cercetează acum pentru comiterea infracțiunii de violență în familie.